Bună ziua! Bine ați venit la evenimentul nostru, Club de Presă pentru Transformare Digitală. Este prima ședință, prima întrunire în acest format. Noi vă mulțumim foarte mult că ați dat curs invitației noastre. Suntem aici într-o componență mai restrânsă, dar urmează să mai vină colegii noștri. Vreau să vă prezint pe Olga Tumuruc, director Agenției de Guvernare Electronică. La fel, invitatul special al ediției de astăzi este domnul viceprim-ministru pentru digitalizare, Iurie Țurcanu. Mulțumim. Domnul Vlad Manoil este coordonator pentru reinginerie în Guvernul Republicii Moldova și îl salutăm aici cu noi, prietenul nostru bun, Artur Gurău, deci formator de opinie, lider de opinie, deci prieten, ca promotor activ al transformării digitale în Republica Moldova. La fel, mai așteptăm colegi aici în platou, dar date fiind restricțiile de pandemie, am organizat acest eveniment în format mixt, astfel încât colegii care sunt interesați de subiect s-au conectat online. Noi cu această ocazie le mulțumim foarte mult pentru interes și vă îndemnăm să fiți activi pe parcursul acestei ediții. Întâi de toate vreau să vă prezint foarte scurt ce reprezintă acest nou proiect al nostru, care se numește Club de Presă pentru Transformare Digitală. Doar câteva cuvinte spun despre acest concept, după care o să ofer cuvântul colegilor mei, dar și principalul scop al acestei întruniri este dialogul activ cu dumneavoastră, stimați jurnaliști, stimați creatori de conținut, formatori de opinie. Deci, pentru început, vreau să vă prezint scopul acestei platforme, despre care spuneam mai devreme, deci este crearea unei platforme tematice de comunicare între autoritățile responsabile de transformarea digitală, în primul rând Agenția de Guvernare Electronică și mijloacele de informare în masă. De asemenea, ne propunem în cadrul clubului să invităm experți în digitalizare să participe activ, să creăm un mediu de colaborare pentru a asigura informarea continuă și corectă a opiniei publice privind transformările digitale în administrația publică, beneficiile acestora, pentru a ne asigura că aceste transformări au loc și sunt benefice publicului. Nu știu dacă se mișcă. Următorul slide, vă rog. Da, deci are trei componente de activitate platforma noastră. În primul rând vorbim despre informare și comunicare publică. În acest sens, Agenția de Guvernare Electronică și Oficiul Vicepremierului pentru Digitalizare va informa sistematic membrii Clubului de Presă cu privire la noutățile din domeniu, platformele publice digitale, soluțiile noi tehnologice, dar și cele existente, evident, serviciile publice îmbunătățite. Vom organiza lansări de proiecte noi împreună și ne propunem tocmai acest lucru să-l facem împreună cu dumneavoastră, stimați jurnaliști. Componenta a doua constituie deci un suport informațional pentru toți membrii clubului. Deci vom avea grijă să organizăm prezentări tematice, sesiuni de informare, sesiuni de instruire pentru reprezentanții mass media, pentru membrii clubului în special. Și aici vă îndemn să veniți cu inițiativă, pentru că nu dorim doar să vă propunem temele noastre, care le considerăm noi importante, dar și să auzim acele propuneri pe care le aveți voi, temele de interes. Vom fi foarte bucuroși să le dezbatem și le punem în discuție. La fel, vom avea grijă să distribuim infokituri, deci informații importante și utile pentru acest domeniu. Și a treia componentă ține de întrunirile semestriale. Deci noi ne-am propus acest format, dar desigur că suntem deschiși pentru propuneri, dacă considerați necesar să facem întrunirile noastre mai des sau cu ocazii anumite. La fel, suntem deschiși pentru să dezbatem aceste lucruri împreună și să decidem împreună. Cu alte cuvinte, agenda noastră
va fi una, Vlad, te rog să mă ajuți cu următorul slide, va fi una flexibilă, una care oferă, deci, membrilor clubului o oportunitate pentru a înainta propuneri, pentru a participa la elaborarea în comun a subiectelor, deci, de pe agenda de transformare digitală, dar și să organizăm împreună campanii de informare, de alfabetizare digitală, lucru care este foarte important în această perioadă. Au menționat mai mulți actori acest lucru. Eu vă mulțumesc pentru atenție, deci aceasta a fost scurta prezentare a proiectului nostru. În continuare, îi ofer cuvântul domnului viceprim-ministru pentru digitalizare, domnul Iureț Urcanu, și vă îndemn să adresați întrebările și propunerile dumneavoastră în chat. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, Tatiana, stimați colegi, cei prezenți aici în studio, dar și cei de la distanță, dați-mi voie să vă salut, să vă zic bun venit la, această premieră, deci prima ediție a Clubului de Presă pentru Transformare Digitală. Este o năzuință noastră, deja de câteva săptămâni o discutăm intens, cum să construim acest dialog, unul sănătos, unul viu, unul în interesul presei, în interesul nostru, dar cel mai important, în interesul beneficiarilor activității noastre. Eu vă mulțumesc îndeosebi pentru faptul că manifestați interes față de acest domeniu, unul poate mai complex, așa să zic, pentru mulți din societatea noastră, dar inevitabil unul care trebuie să fie îmbrățișat sau unul care cel puțin trebuie să fie salutat de către noi toți, orice ipostază sau în orice situație ne-am aflat, fie suntem funcționari, fie suntem antreprenori, fie suntem cetățeni simpli, vom avea nevoie de instrumente digitale, vom avea nevoie de instrumente care ne va economisi timpul nostru, ne va economisi nervii noștri, ne va economisi cel mai important, poate, pentru unii din noi și bani atunci când știm că avem alternative mai bune, mai ieftine, mai comode de utilizare a serviciilor publice. După cum ați constatat, după cum cunoașteți, aceasta fiind, de fapt, și prima întâlnire în formatul ăsta cu dumneavoastră, cred că ar trebui să menționez în mod expres acest lucru. Acest guvern a decis să instituie o funcție nouă în arhitectura sa, funcția de viceprim-ministru pentru digitalizare, una care a trezit mai multe dispute în spațiu public. Pe de o parte, unii își puneau întrebarea firească în viziunea lor, de ce doar acum și numai înainte. Alții, de fapt, o luau invers, că, având în vedere că deja avem un deceniu, poate chiar mai bine, de activitate în domeniul guvernării digitale, în domeniul transformării digitale, deci a mai fost nevoie de instituirea unei noi funcții atât de înalte în guvern, pe dimensiunea digitală. Deznodământul este unul foarte firesc, de fapt unul banal. Credem noi și foarte mult sperăm că și dumneavoastră cu activitatea noastră a contribuit la acest fapt. Clasa politică s-a maturizat, a înțeles că fără o modernizare substanțială a țării, fără a atrage atenția la instrumentele digitale, cele care de fapt vin să descătușeze guvernele, vin să creeze niște medii sau niște condiții mai competitive pentru cetățenii țărilor lor. Fără aceste lucruri nu poate fi vorba despre o prosperitate într-un stat, nu poate fi vorba despre o bunăstare, despre o mulțumită sau o satisfacție a alegătorilor, a cetățenilor, și iată că a îmbrățișat din plin această activitate, acest domeniu. Într-adevăr, noi avem un parcurs la Agenția de Guvernare Electronică, dar nu doar în cadrul acestei organizații, dar în mai multe
organizații cu profil tehnologic sau semi-tehnologic din stat, noi avem un parcurs deja de un deceniu în dezvoltarea guvernării digitale. Au fost și până la în august 2010, atunci când s-a fondat Centrul de Guvernare Electronică la acea vreme, au fost și până atunci anumite evoluții digitale, însă în modul orchestrat, în modul coordonat, așa cum am știut noi activitatea Agenției de Guvernare Electronică, mai ales în ultimii 5-7 ani, sau poate ceva mai mult, nu au fost așa evoluții anterior. Pe parcursul acestor 10 ani au fost dezvoltate mai multe infrastructuri digitale, mai multe servicii care au adus și continuă să aducă reale beneficii și reale economii directe cetățenilor, mediului de afaceri, diferitor structuri ale statului, de ce nu, ce drept mai mult la nivel central, dar iată că prin noile planuri trasate și prin angajamente care și le-a asumat acest guvern, intenționăm să digitalizăm și segmentul administrației publice locale. Deci au fost evoluții, unele dezvoltări digitale s-au bucurat de un succes mai mare, altele de un succes poate mai mic. De unele s-a știut mai mult, de altele mai puțin. Noi credem că o bună parte din valorificarea acestor platforme digitale, pe care cred că în continuare mai avem mult de capitalizat, ține și de comunicarea pe care noi trebuie să o facem cu utilizatorii noștri și cu consumatorii, în mare parte a consumatorii acelor inițiative digitale. Iar aici un mare rol revine dumneavoastră. Vă revine dumneavoastră, reprezentanța ai surselor media, reprezentanța al celor mulți care vă urmăresc pe diferite canale și după cum bine cunoaștem, aceste canale sunt și ele digitale, sunt și ele diversificate, foarte diverse, au apărut noi profesiuni pe acest domeniu de care iarăși ne bucurăm, inclusiv contribuția celor formatori de opinie care prin liderismul lor, prin felul lor de a fi, conduc multe, să zic, grupuri, multe asociații de profesioniști, de diferite grupuri sociale care către efecte pe care ei doresc să le obțină. Deci, noi mizăm foarte, foarte mult pentru o colaborare foarte apropiată în perioada următoare, o colaborare pe care să se manifeste prin diferite întâlniri, prin diferite prezentări, prin diferite discuții asupra unor proiecte interesante, proiecte care vizează modernizarea țării, modernizarea diferitor sectoare, nu neapărat doar a celor cu care noi tradițional ne-am așteptat să avem anumite evoluții digitale, inclusiv în formarea societății, așa numite societăți informaționale sau societăți digitale. Ori aici este foarte, foarte mult de lucru, începând chiar de pe băncile școlii. Chiar începând de la formarea tinerilor ca cei care vor să-și îmbrățișeze o profesie, ca specialiști, ca generația de ingineri, generația de specialiști a zilei de mâine. Formatul care ne-l propunem noi să avem acest dialog este unul în formare, deci noi urmează încă să-l mai definitivăm. Ne propunem să avem, de data asta, având în vedere constrângerile pandemice, deci cred că ne vom mai întâlni într-o anumită formă hibridă, așa cum o facem astăzi, și le mulțumesc celor reprezentanților mass media care sunt prezenți aici cu noi fizic, dar le mulțumesc și celor care s-au conectat de la distanță
la acest eveniment. Deci vom avea aceste discuții dar totodată intenționăm să avem și niște seminarii tematice, niște prezentări care vor axa exclusiv pe niște puncte de interes, un interes care dumneavoastră manifestați în raport cu anumite domenii de activitate digitală sau anumite probleme pe care din activitatea noastră tuturor ele cumva pentru publicul larg. Mandatul nostru, a celor trei instituții, care de data asta sunt trei instituții care vin să facă transformare digitală, presupune și comunicarea în felul ăsta cu dumneavoastră. Deci, care sunt aceste trei instituții? Este Agenția de Guvernare Electronică în mod clar, fiindcă întotdeauna a fost un vârf de lanț în transformarea digitală această organizație. Este Serviciul Tehnologie, Informație și Securitate Cibernetică. Este o platformă operațională pentru toate dezvoltările digitale făcute de către stat. Este Agenția de Servicii Publice, care are de fapt menirea în acest proces, are de fapt rolul cel mai important atunci când vorbim de modernizarea interacțiunii dintre cetățean și stat, antreprenor și stat, acolo unde sunt cele mai multe coză, unde sunt cele mai multe nemulțumiri, unde prețurile întotdeauna, nu întotdeauna ne satisfac. Deci, menirea acestor instituții este de a menține acest dialog viu cu dumneavoastră și profitând de ocazie, dar și de mandat, vreau să vă să vă confirm clar o deschidere totală din partea mea la orice formă de conlucrare cu dumneavoastră, orice gen de, pe care dumneavoastră îl preferați, dar eu cred că și colegii mei de la Agenția de Guvernare Electronică, cei care au fost cu această organizație de mai mult timp și sunt niște specialiști unicale în acest domeniu și ei vor fi în constant dialog cu dumneavoastră și vor răspunde la toate interesele dumneavoastră, întrebările pe care eventual le veți înainta. Eu ne doresc succes în acest format de dialog. Sunt nerăbdător să aflu despre ce puncte de interes primordial, despre care puncte noi va trebui să discutăm în primul rând, care eu știu care sunt prioritățile guvernului și ne vom axa în mare parte, activitatea noastră va axa pe aceea. Însă, aceste priorități, ele nu sunt bătute în piatră. Deci noi vom acumula pe parcursul activității noastre, pe parcursul dialogului, vom acumula suficiente noi informații pentru a veni cu ajustări la această agenda guvernului. Vă mulțumesc frumos, Tatiana, vă transmit estafeta. Olga, îi transmitem Olga estafeta. Olga, doamna Olga Tumărunc este directorul Agenției de Guvernare Electronică. Mulți din dumneavoastră poate o cunoașteți din la evenimentele legate de datele guvernamentale, întrucât Olga până nu de mult a deținut funcția de șef de direcție a autorității competente de interoperabilitate și schimb de date, una arhi-importantă și esențială, de fapt, în procesul de modernizare a serviciilor guvernamentale. Olga. Iurie, mulțumesc foarte mult. În primul rând, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră că ați găsit timp să veniți aici alături de noi și să lansăm această platformă de discuție împreună cu colegii din media. Vreau să zic că nu întâmplător a fost decis să organizăm primele discuții cu colegii din mass media, anume pe platforma AGE. De ce? Fiindcă noi, Agenția de Guvernare Electronică, am lucrat destul de mult timp, anume ca să aducem publicului larg la informare importanța care o are digitalizarea pentru întreaga țară.
și îmi pare foarte bine că în sfârșit ne-a reușit să recunoaștem importanța care o au tehnologiile informaționale atât pentru sectorul public, dar cel mai important pentru cetățeni și mediul de afaceri. De aceea, haideți astăzi să începem acest dialog, să stabilim domeniile de interes, cel puțin pentru această etapă, pentru că, cu siguranță, ele se vor diversifica, ori domeniul tehnologiilor informaționale este unul foarte dinamic și noi și noi interese apar. Eu vreau să ofer cuvântul colegilor aici din sală, da? Dacă aveți deja niște mesaje pe care vreți să le transmiteți sau niște întrebări care să le adresați. Noi, în principiu, am dat tonul discuțiilor și haideți să nu mai pierdem timpul pe cuvântările noastre, dar să vorbim pe aspecte practice. Mersi. Mulțumesc. Dumitru Ciorici. Bună ziua. În primul rând, mersi pentru invitație. Mersi pentru inițiativa de a dialoga direct cu reprezentanții, hai să zicem, a societății civile și a oamenilor care își doresc digitalizarea țării, pentru că nu vorbim aici doar de jurnaliști, dar vorbim și de mediul de afaceri, vorbim de cetățenii simpli, vorbim de cetățenii care se duc la agenția servicii publice sau pur și simplu oameni din diaspora care vor să interacționeze și să-și ia ușor un act de la stat. Având cumva sau gestionând o comunitate de Telegram suficient de mare, aș spune eu, chiar ieri am făcut o discuție cu abonații la subiectul ce subiecte vreți ca statul să digitalizeze. Evident că primul pe listă se referă la semnătura mobilă sau la semnătura electronică, semnătura digitală, mai bine spus, pentru că în prezent noi avem semnătura mobilă, dar totuși ea este complicată pentru unii cetățeni. Asta înseamnă că trebuie să meargă la operatorul de telefonie mobilă, să plătească bani acolo. Știm că Moldova nu este cea mai bogată cu salarii cele mai mari și oamenii au o reticență să meargă la operator, să-și facă semnătură mobilă. Deci, oamenii așteaptă o altă soluție. O soluție care să fie ușoară, de genul unei aplicații mobile, unde te-ai logat cu amprenta sau cu recunoașterea facială, ai semnat documentul, te-ai logat în registrul de stat și acolo interacționezi. Deci ăsta ar fi, cred că, primul subiect pe agenda. Al doilea se referă nemijlocit la modul cum facem ca oamenii să folosească în masă această semnătură. Dar oamenii vor putea folosi semnătura asta atunci când vor vedea că și instituțiile statului o fac. O întrebare care e neașteptată pentru mine, dar cumva la suprafață, poate domnul Țurcanu sau alți colegi de la Agenția de Guvernare ar putea să ne spună, de ce nu se pot omologa anumite servicii deja existente, cum ar fi Adobe Signature, DocuSign. Oamenii în Europa, și am avut și eu câteva contracte cu unul dintre angajatorii mei din străinătate, noi am semnat contractul online și nici măcar n-a fost nevoie de semnătura mobilă care o am în Republica Moldova. Deci ce impedimente avem noi pe subiectul ăsta? Un smart ID și cum îi facem pe reprezentanții statului să folosească și să accepte un subiect care a fost discutat ieri în live stream-ul pe care l-am avut pe Telegram, dacă ar fi cazul ca funcționarii publici să fie amendați sau nu, dacă refuză să accepte o solicitare sau să răspundă într-un format digital. Astea sunt doar câteva subiecte, hai să zicem așa, de start pentru discuția noastră, dacă pot să spun așa. Eu am vreo 30 aici, dar nu am să le încerc pe toate, pentru că nu aș vrea să ocup timpul și eventual poate sunt și alți colegi care vor să se implice în această discuție. Mersi. Notăm mai întâi subiectele și revenim la ele, cum considerați mai... sau... Ok, pe parcurs. Atunci eu foarte pe scurt am să menționez ce avem noi pe agenda cu referire la aceste două mari probleme care le-am sesizat și noi de foarte mult timp ca fiind niște obstacole în fața digitalizării, după care am să ofer cuvânt și colegilor mei care o să, cu siguranță o să vă ofere mult mai multe detalii.
Semnătura digitală, așa cum am zis, este unul, pe de o parte, unul din instrumentele în baza căreia noi putem să accesăm în mod sigur și garantat serviciile electronice, să ne identificăm în spațiu digital, dar pe de altă parte, de-a lungul timpului, și pentru noi asta a devenit foarte clar, este așa cum este construită, oferită acum semnătura digitală, a devenit unul din obstacolele, barierele în accesarea ușoară, facilă a serviciilor publice. De aceea, noi deja de câțiva ani suntem cu această idee în gând să regândim modul în care oferim cetățenilor acces la servicii, la semnătura digitală și facilităm la modul practic. De ce? O să vedeți și cu siguranță ați consultat planul de acțiune al Guvernului pe dimensiunea transformare digitală în care veți regăsi această acțiune și anume regândirea modului de prestare a serviciilor de identitate electronică și anume prin implementarea unei soluții de identitate electronică mobilă fără dispozitive specializate pe partea de semnătură. Acest nou model va veni să înlăture exact acele bariere cu care se întâlnește omul, care are nevoie de un dispozitiv. Exact. Nu avem timp aici pentru foarte, foarte multe planificări și gândiri și proiectări și dezvoltări, de aceea termenul pentru soluția mobilă este către sfârșitul acestui an, dar trebuie să ținem cont că mai avem nevoie și de partea de reglementare, care trebuie să o ajustăm ca această semnătură să poată fi utilizată pe larg cu efecte juridice de către toată lumea. La modul concret, noi suntem deja acum în proces de lucru pe această nouă versiune a soluției de identitate electronică. Suntem și implicați pe partea de reglementare ca să asigurăm și documentarea corespunzătoare. De ce? Eu consider că termenul care noi l-am fixat, sfârșitul anului 2021, este unul realist. Când vom ieși cu, poate chiar mai devreme, cu o soluție de pilotare, când vom ieși cu această soluție cetățenilor. În ceea ce privește utilizarea în masă a semnăturii digitale, sunt total de acord că trebuie să avem deplin angajat și statul în acest exercițiu. Nu putem să ne mirăm de ce cetățenii nu utilizează, odată ce însă și instituțiile statului nu sunt cele care o fac în mod prioritar. De aceea am considerat și acest aspect în activitățile care le avem planificate și dacă vorbim de prestarea serviciilor electronice, serviciilor publice, am avut grijă ca în proiectele de acte normative care sunt acum pe rol să facem, să inserăm acele modificări așa încât reprezentanții statului să nu mai aibă de ales cum să răspundă unui cetățean care îi se adresează în format electronic, dar să o facă în mod prioritar și implicit, respectând același mijloc care s-a adresat cetățeanul, să fie obligat să accepte documente prezentate în format electronic sau să fie pasibil de răspundere atunci când solicită cetățeanului documente confirmative în situația în care autoritatea, entitatea are acces la acele date care se conțin în documentele solicitate. Eu consider că colegii tot au multe de spus la acest subiect, de aceea ofer cuvântul domnului Iuri. Dacă ar fi să completez ce a spus Olga pe segmentul de utilizare semnăturii electronice în genere, nu doar asta avansat calificat, pe care se bazează și soluția mobilă. Și la întrebarea dumneavoastră, Dumitru, de ce noi nu am putea să utilizăm alte tipuri de semnături, cum ar fi Adobe Sign, DocuSign și altele. Deci legea astăzi oferă așa posibilitate, însă problema este în ce vei face cu aceste documente ulterior. Societatea noastră, cu părere de rău, a fost dusă cumva pe o altă pistă în ceea ce, când vorbim de utilizarea semnăturii electronice și s-a înrădăcinat, pe de o parte, s-a înrădăcinat cultura asta excesivă de securizare și în orice caz
trebuie, nu trebuie, s-a implantat că noi ar trebui să utilizăm semnătura electronică avansată, calificată, cea care o cunoaștem toți sub formă de stick USB sau de semnătură mobilă cu SIM card specializat. Însă legea 91 astăzi prevede și utilizarea semnăturii simple. Iată, asta despre care dumneavoastră vorbiți poate fi ușor asimilată acelei semnături simple. Acum, înainte de a intra în această discuție, vin de la dezbaterile sau consultările publice a unei inițiative legislative, așa numit pachetul Digitalizare 1, de la Parlament, în care se va interveni pe legea 91, o intervenție preliminară, întrucât urmează o aprobare a unei legi ample cu privire la serviciile de încredere, în care se vor adăuga noi concepte, cum ar fi sigiliu electronic, identificare de la distanță. Dar chiar în această inițiativă legislativă va fi liberalizat modul cum utilizăm și celelalte tipuri de semnături. Deci, cu alte cuvinte, astăzi, dacă doi agenți economici, doi antreprenori, decid să semneze documentele lor într-o anumită formă și iată această formă de semnare a documentelor este stipulată în anumite documente, în contracte, că iată, noi vom recunoaște semnăturile semnate prin DocuSign. Atunci, legislația moldovenească admite aceste semnături și le tratează cu forță juridică. Altceva este abuzul instanțelor sau abuzul factorilor de decizii, cei care trebuie să accepte aceste documente în cazul când apar astfel de litigii. Deci dumneavoastră, atâta timp cât nu aveți litigii, da, puteți să semnați orice. Dar în momentul în care veți ajunge undeva la o instanță, acolo veți da de dificultăți. Pentru asta, la capitolul penalizării a celor care nu respectă prevederile respective. Deci dacă vă uitați în programul de activitate a Guvernului, am injectat un obiectiv de a institui un serviciu pentru asistență pentru cei care se consideră, cei care în adresa lor s-a comis anumite abuzuri sau anumite discriminări. Am un document electronic, dar nu îl acceptă cineva. Am făcut o tranzacție electronică, nu mi-o recunoaște, îmi spune să-i aduc chitanță. Sau am făcut anumite identificări sau admise de lege de la distanță, dar oricum mă pune să vin cu prezență fizică. Să existe cineva care să preie aceste sesizări și să le lucreze împreună cu consumatorii și să identificăm care sunt persoanele, funcționarii care s-au făcut vinovați de aceste abuzuri și să luăm măsurile corespunzătoare. Aici fac un apel către toți ca să nu ne lăsăm intimidați în felul ăsta, dacă doriți, sau abuzați în felul ăsta și să insistăm acolo unde știm că legea ne permite, ne dă spațiu clar de manevră sau spațiu clar de acționant format electronic, să nu ne lăsăm convinși în ghilimele de funcționari că vedeți, mă rog, aceste tranzacții electronice sunt mai puțin juridice, aliniate juridic decât tranzacțiile pe hârtie cu semnătură holograf. Dincolo de ce au spus colegii mei, am vrut să menționez că un aspect determinant pentru noi este posibilitatea de alocare acestor semnături electronice de la distanță. Deci asta, de fapt, va descătușa potențialul transformativ. Și iată, aici o să avem iarăși o bătălie, dacă vreți, cu mentalitatea existentă, care cumva insistă ca identificarea să se facă numai în persoană și nu de la distanță, deși alte cazuri de psihotare, dar chiar și de la noi din țară, arată că lucrul ăsta e posibil. De exemplu, în țările Uniunii Europene este posibil obținerea de la distanță a semnăturii electronice. Cam asta ar fi. Altă, nu știu, poate un comentariu în raportul statului cu cetățenii și antreprenori este prevăzută exclusiv utilizarea semnăturii electronice avansate calificate. Și după mine asta e un aspect care până la urmă își are și valoarea lui dincolo de limitările care le impune. Deci este o bătălie între securitatea datelor cu caracter personal a tranzacțiilor, dacă vreți. Probabil nu ne-am simțit niciunul comod dacă, nu știu, un contract de vânzare-cumpărare a imobililor s-ar stoca în DocuSign, pus doar cu glif-ul acela, da. Deci este o
proporționalitate aici care trebuie respectată. De altfel, este și opusul, reversul medaliei, când de foarte multe ori solicităm semnătura electronică acolo unde ea nu e necesară, de exemplu, în scenarii de vizualizare datelor sau acolo unde impactul, scenariul cel mai rău este de impact mic, adică în cazurile astea clar trebuie de ridicat limitele astea impuse. În rapoartele B2B sunteți liberi să utilizați ce doriți dumneavoastră. În rapoartele G2B sau G2C este mandatată semnătura electronică, dar iarăși pentru, să zicem, același cabinet personal, dacă este doar cu scopul de vizualizare, putem să ne gândim, poate ar fi suficient username, parolă și two-factor authentication, da? Al doilea factor de autentificare printr-o aplicație. Și alte cazuri de genul ăsta. Adică este un lucru continuu de a găsi cele mai bune instrumente pentru scopul care ne l-am propus. Bună ziua, mulțumesc de asemenea pentru invitație. Este o inițiativă foarte bună și vă îndemn să o păstrați vie, pentru că eu o să dezvolte de-a lungul timpului, poate chiar faceți un canal de Telegram unde adăugați toți jurnaliștii, formatori de opinie, asta o să fie foarte simplu și o să exclude formalitățile excesive, o să fac comunicare mult mai umană. Eu am două cumva porniri, nu știu cum să vorbesc acum ca cetățean care se confruntă cu anumite probleme, ca antreprenor care are anumite așteptări sau cum formator de opinie care este interesat și promovează digitalizarea în mai multe sectoare. O să încep probabil ca cetățean, în primul rând, pentru că asta e o problemă mai arzătoare. Și anume cozele de la ASP. Eu m-am confruntat, desigur. Bine să știi, nu doar din auzite, dar să experimentez chestia asta. Când da, te programezi online, dar trebuie să aștepți o veșnicie până poți să mergi la ASP, iar pentru cetățenii din afara țării este și mai complicat. Deci, dacă vine vorba și am discutat numai ce despre, hai să-i spunem, liberalizarea semnăturii electronice, să folosim acest termen, pe lângă faptul că ar trebui să coste poate mai ieftin, pentru că acum ne confruntăm, lucrând cu creatori de conținut, încercând să le arătăm avantajele semnăturii electronice a contractului care le poate face electronic, ne confruntăm cu chestia că, măi, dar uite, e câteva sute de lei. Poate ar fi o chestie până apare Smart ID, până apare o aplicație, ar fi un gest foarte, foarte bun dacă vrem să promovăm cultura semnăturii electronice în masă. Și, cum spuneam și anterior, poate ar fi o idee bună ca ea să fie eliberată și de consulate, de reprezentanții Moldovei de peste hotare, ca să nu fie necesar să trebuiască să călătorești în Moldova să-ți obții semnătură digitală. Ce ați făcut cu M-Cabinet mi se pare extraordinar, dar în același timp mi se pare că gradul de adopție este extrem de mic. Orice produs, orice startup de la început are un fel de, da, o curbă de adopție. Sunt și cărți foarte interesante la tema asta, dar această soluție cu adevărat va avea impact atunci când ea va fi adoptată, va fi folosită de o majoritate de oameni. Nu doar de cei care sunt early adopters sau mai inovatori sau care sunt interesanți, pentru că lumea trebuie să înțeleagă că digitalizarea asta nu este ceva cosmic, asta este o chestie care poate să le simplifice foarte mult viața, timpul și bani. Deci, pornindu-mă de la cumva calitatea asta de cetățean, și mai ales că domnul Țurcan tocmai acum se întoarce de la dezbaterile legii 199, unde se aduc mai multe modificări la o mulțime de legi, întrebarea mea este cum o să simte cetățeanul simplu în perioada următoare, schimbările care vor veni cu acest pachet de digitalizare. Mulțumesc tot pentru a pune întrebări în contextul cetățeanului simplu. Ceea ce, de fapt, și noi încercăm de fiecare dată să ne punem în rândul celor care ne mijlocit sufere de la ineficiența statului sau cei care, de fapt, văd problemele prin mână. Deci,
O să le iau, o să încerc să le iau pe rând câteva aspecte care le-ați nuanțat în mod expres. Programările normale, de fapt, interacțiunea cu centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice. Împreună cu conducerea, nouă conducerea Agenției Servicii Publice, am convenit ca să... Este asta, da? Deci, ție servicii publici și state și cozele de care de obicei se formează la această agenție. Credem că reforma pe care trebuie să o facem în serviciile publice ține inclusiv de modul cum este organizat. Deci nu doar pe serviciile publice, dar și modul cum este organizat, cum sunt organizate aceste centre multifuncționale. Astăzi, principiul ghișeului unic, acolo nu tocmai se respectă. Este un acoperiș unic, dar nu și un ghișeu unic. De cele mai dese ori veți vedea o ceață de oameni la servicii cadastrale, iar foarte puțini oameni la alte servicii. Ceea ce va trebui să fie soluționat primele... În direcție, trebuie să fie anume aici. Deci, mai mulți au încercat să ne convingă de faptul că programările online nu pot fi făcute din cauza că, sistemele fiind expuse în internet, vin tot felul de hacker și nu știu ce acțiuni îndeplinesc acolo și atacă aceste sisteme. De fapt, lucrurile sunt mult mai banale. Sunt anumite interese în spatele unor procese pe care domnul Ieșanu, directorul ASP, deja le-a luat în lucru și le elimină una câte una și veți vedea și aici anumite bunătățiri. Eu am mai multe sesizări primite direct în adresa mea și, mă rog, aceasta este o preocupare clară acestei instituții, Agenției Servicii Publice, despre solicitări de implicare în rezolvarea anumitor probleme care țin anume de programări online. Deci, cu ce atitudine, situația se va schimba în perioada următoare. Și unul din elementele cheie pe care iar aș vrea să-l punem aici în funcțiune, să nu creăm bariere artificiale sau afinități, de exemplu, cum ar fi? Cu afinitate geografică. Cele care trebuie să primească servicii, cum ar fi să programeze la examenul auto, neapărat trebuie să o facă aici la Chișinău. De parcă regulile de circulație în Călăraș sau în Strășeni ar fi altele, deosebite. De ce nu aș putea să mă programez acolo, unde nu e nimeni astăzi înscris la examen, dar trebuie să stau aici în Chișinău, unde nu va veni peste 2 luni de zi. Intervenții de felul ăsta care nu sunt de domeniu, atât de mult domeniul digitalizării, însă țintesc în optimizarea serviciilor sau a procedurilor administrative. Ori în loc pe care ați făcut-o despre acest cabinet și adopția serviciilor, atunci este adevărat că nu serviciile, mai ales serviciile care vin cu anumită doză de inovare sau un anumit grad de inovare, adopția lor nu este una foarte genoasă. Noi avem multe exemple, unul din ele fiind, de exemplu, serviciul de plăți electronice, atunci când l-a lansat în 2013, o bună vreme, o jumătate de an, puteau să... Deci erau doar câteva servicii și câteva tranzacții făcute zilnic sau lunar. Astăzi avem peste 20 de miliarde de lei deja distribuiți prin acest serviciu și probabil că multe zeci de milioane de tranzacții pentru că la serviciile publice. Deci, într-adevăr, adopția este și în continuare cifrele astea cresc. Adopția acestor servicii nu este una foarte previzibilă, însă credem noi cu acest smart ID
identitate electronică mobilă despre care v-a vorbit și adopția în cabinet va fi una mai mult mai mare. Întrucât accesibilitatea acestui serviciu va fi mult mai mare. Accesibilitatea serviciilor este ceea ce vor vedea cetățenii în următoarea perioadă datorită prețul semnăturii electronice. E un subiect mai complex. Deci, cu adopția la semnătura de tip nou, evident, va scădea dacă nu va fi chiar prestat o anumită perioadă la preț zero. Semnătura în sine, prin mecanismul său de semnătură, prin mecanismul de garantare a autenticității semnăturii, presupune anumite cheltuieli, anumite garanții, în anumite surse acoperite. Practica multor state arată că excluderea prețurilor pentru semnare nu neapărat este acel catalizator în utilizare. Deci, probabil că sunt alte zone de intervenție. Totodată este foarte și alt aspect, că noi semnătura nu trebuie să o facem ca un instrument comercial, așa cum am făcut-o până acum. Semnătura în sine fie ceva monetizabil de sine stătător. Trebuie să fie cheltuielile pentru semnătură să fie acoperite din beneficiile aduse din serviciile derivate, adică nu din semnătura propriu-zisă. Se aude bine, da? Da, mai tare un pic. Ok, amuși, dacă așa mai bine? Haideți, vedeți acum încă. Se aude așa? Da, vă rog. Bine ziua, îmi pare bine. Nu ești pe aici și Paul, sunt reporter postului TV8. Deci, întrebarea mea este următoarea. Subiectul digitalizării este foarte nou pentru publicul nostru. Iată, eu observ în persoană care v-am materiale, interviuri cu experți din domeniu. Ele primesc foarte puține vizualizări respectiv. Adică, mă rog, promovarea, dar subiectul nu este atât de popular ca subiect legat de politică și de sociale și de parte. Deci, ce credeți dumneavoastră? Cum jurnaliștii ne putea abona acest subiect ca el să se devină mai popular? Ce aveți nevoie de noi jurnaliști ca să lucrăm mai eficient pe acest subiect? Mulțumim foarte mult pentru o întrebare. Da, Tatiana, mersi. Eu cred că, așa cum spunea și domnul Iurie la începutul acestei discuții, subiectul digitalizării și a soluțiilor informaționale, a tehnologiilor informaționale, este un subiect complex. De aceea, noi fiind deprinși cu aceste terminologii, cu aceste idei, le percepem de foarte multe ori într-un mod foarte simplu și ca ceva normal, obișnuit. Poate este cazul să avem mai multe discuții cu jurnaliștii, așa încât să explicăm ideile care le avem noi, planurile care le avem noi, detaliile privind anumite tehnologii sau sisteme informaționale, soluții care le dezvoltăm, așa încât jurnaliștii să le înțeleagă foarte, foarte bine și corect și să aducă această informație la
publicului larg în cuvintele, expresiile cât mai accesibile societății civile și publicului țintă. Și atunci, cu siguranță, mesajul va ajunge la un cerc mult mai mare de persoane și intențiile noastre vor fi realizate. Asta este unul din sau una din ceea ce am putea noi face ca să ne asigurăm că publicul larg este informat corect și constant și cu interes despre activitatea agenției, dar pe de altă parte este una din mecanismele, din căile prin care putem să educăm cetățenii privind subiectele digitalizării. Fiindcă trebuie să o recunoaștem, noi cei care ne ocupăm zi de zi cu aceste activități, utilizăm uneori un limbaj poate mult mai complicat. Colegele de la comunicare ne-au sesizat nu o singură dată că trebuie să vorbim în termeni mult mai simpli și accesibili. Și nu este vorba despre competențe, cât este vorba despre accesibilitatea mesajului. Da? El trebuie să ajungă la cât mai multe persoane, să informăm cât mai mulți cetățeni și atunci mesajul va fi propagat în mod exponențial. Tatiana, dacă tu ai careva idei pe parte de strategia noastră de comunicare și interacțiunea cu media, cred că este binevenită anume aici să intervenim. Mulțumesc mult. Da, desigur, chiar și această platformă am inițiat-o și am creat-o tocmai pentru ca să ajutăm jurnaliștii să înțeleagă acest domeniu mai bine. Noi deloc nu subestimăm deci competențele jurnaliștilor și vreau să vă zic că chiar am întâlnit colegi care știu foarte bine domeniul. Sarcina noastră și problema cea mai mare este cum o aducem publicului mai puțin inițiat, astfel încât, cum a spus și colegul, să fie mai multe vizualizări, pentru că în momentul în care consumatorul deci accesează o știre sau o informație mult prea complexă și neînțeleasă, deci îndată pierdem acest client, să zicem așa, care vine, voi așa îi percepeți, da? Cei care consumă și intră pe pagină și fac traficul vizualizărilor. Dar noi ne vom strădui să venim cu programe, după cum spuneam și mai devreme, de instruire, de traininguri axate tocmai pe acest aspect, de a transmite informația cât mai înțeles pentru public și atunci încet, încet, noi suntem absolut convinși că această informație va fi adoptată, deci va fi acceptată și va fi interesantă publicului. Dar mai avem o întrebare de la domnul Ion Preașca, vă rog foarte mult. Bună ziua! Eu mă refer la chestia de accesul la informații pe site-urile guvernamentale. Deci, de un timp observ această problemă că o mare parte din paginile web ale instituțiilor de stat în zile de odihnă nu funcționează. Iar zilele acestea, site-ul parlament.md practic nu avea acces la niciun... Adică se deschide, dar mai mult nu puteai face nimic. La fel, chiar și site-ul date.gov.md, care îl gestionați, funcționează cu mari probleme în zile de odihnă, dar și în alte zile. Chiar acum am verificat că aveți baza asta de date pe GovMD cu firmele. Și informația care se generează este învechită de 3-4 luni. Și desigur, în cazul acesta, noi ca jurnaliști, de exemplu, suntem nevoiți să ne bazăm pe să căutăm altă soluție pentru a confirma, de exemplu, dacă este Ion Preașca proprietar la firmă sau nu mai este proprietar, fiindcă în 3 luni se schimbă, poate schimba proprietarul de 3-4 ori. Și e vorba de actualizarea acestor date. Încă ceva este faptul că sistemul care a fost aplicat, adică de acces la baze de date ale Agenției Servicii Publice, de exemplu, obținerea extraselor la firme, a fost atât de îngreunat încât noi, de exemplu, am renunțat să mai obținem aceste extrase. Înainte noi aveam abonament, plăteam serviciile lunar pentru toate astea, câștiga bani și ASP. Acum noi
folosim cerințele doar când avem o strictă necesitate, fiindcă atât de mult s-a îngreunat sub pretextul plătirii datelor cu caracter personal. Eu am impresia că dacă se revine la sistemul vechi, ar fi mult mai bine pentru toți. Nu știu de care a fost strategie, care a fost motiv, dar eu aș vrea să zic, propunerea ca să căutați o soluție, ca să rezolvați, fiindcă este anormal. Din Bulgaria pot scoate o extrase cu doium în Marea Britanie, în Slovacia, în Rusia, în Ucraina, dar la noi e ca o, parcă s-a creat o specială, o barieră tehnică în calea accesului la informații. Și nu e vorba doar de jurnaliști, orice om simplu să aibă acces la informația minimă despre un agent economic. Adresa, proprietarul, codul fiscal și etc. Și ea să fie actualizată la zi. Dar așa, noi ceea ce avem pe date.gov este cu întârziere și nu este întotdeauna accesibilă. Cred că mă opresc aici, cred că este suficient de lucru în toate acestea. Mai sunt și problemele și cu alte site-uri, dar aveți că infrastructura guvernamentală de date, adică site-uri, funcționează foarte greu și foarte în zile de lucru, practic, de odihnă, practic, este imposibil de accesat. Mulțumim, domnul Ion, pentru întrebare. Îi ofer domnul Iurie dreptul pentru intervenție. Domnul Crașcă, dumneavoastră aveți dreptate atunci când spuneți că sistemele informaționale, multe sisteme informaționale, nu întotdeauna funcționează la parametri pe care noi toți ne dorim. Noi avem aceeași... E o problemă. Capacitatea autorităților de a menține într-o formă acceptabilă aceste sisteme informaționale. Noi avem aici în discuție un nou model de guvernanță IT care vor veni să îmbunătățească sub aspect de disponibilitate, sub aspect de calitate a serviciilor, inclusiv a site-urilor guvernamentale, cele la care ați făcut dumneavoastră referință. Și modelul ăsta, eu cred că va da rezultate undeva în 6-9 luni de zile, cred că ar trebui să vedem o altă situație. Deci unele efecte vor fi resimțite, clar lucru, că imediat. Sunt unele sisteme care nu au nevoie de atâta timp, însă per ansamblu, dacă vorbim de o structură temeinică a guvernanței IT în guvern, ea necesită o reformă ceva mai amplă. Eu nu cred că o să divulg mare secret, de exemplu, sunt autorități care nu au niciun specialist de cea mai mică calificare, măcar în IT, și au și ele niște resurse informaționale care, mă rog, publicul le accesează și se indignează de ceea ce văd acolo. Ceea ce privește datele, eu cred că dumneavoastră faceți referință, deci când spuneți că iată datele despre companii, datele deschise pe portalul date.gov.md despre companii au fost publicate ieri, deci începând din 2014 până în 2021, pe data 22 decembrie 2014 și terminând cu ziua de 13 2021, au fost publicate cu regularitate. Însă eu cred că dumneavoastră faceți referință la un alt fenomen, cel care înseamnă, de fapt, calitatea datelor sau propagarea datelor în registrele de bază, cum ar fi Registrul Stat al Unităților de Drept sau cel al populației. Astăzi, din cauza unor procese care durează inexplicabil de mult în unele birouri, informația despre modificările făcute în profilurile agenților economici, dar chiar și în Registrul de Stat a Populației, ajunge cu foarte mare întârziere. Și am avut astfel de constatări, inclusiv fiind în dialog cu notarii, care, surprinzător, mi-au comunicat că noi suntem gata să trecem la documente electronice, ba chiar și să acceptăm documente electronice, dar în momentul în care eu, ca notar, accesez
o sursă de date pe care statul îmi pune dispoziție, o sursă electronică de date și văd acolo niște informații învechite, atunci nu am de ales decât să solicit documente pe hârtie de la consumatori. Vom descălci acest fir să înțelegem de ce informația în multe din sursele astea ajung cu așa de mari întârzieri, câteodată, mă rog, asta însemnând 8-10 săptămâni chiar. Deci lucrul ăsta este unul foarte, foarte deranjant, să zic așa, dacă nu chiar, ca să nu folosesc niște calificative mai dure. În ceea ce privește utilizarea resurselor per ansamblu, resurselor informaționale, eu cred că noi împreună cu dumneavoastră ar trebui să ajutăm publicul larg și prin acele referințe la diferite surse, inclusiv surse de date, inclusiv la acele instrumente digitale pe care noi le punem la dispoziție, ca oamenii să poată să-și acceseze datele lor într-un mod mult mai convenabil. Iată, s-a vorbit acum despre M-Cabinet. M-Cabinet trage informații din surse de date vii, adică din surse de date în timp real. Deci vă încurajăm să utilizați acele surse de date decât să vă bazați pe cele pe care cumva le-ați fi găsit prin unghierile informaționale ale statului, acolo unde nu neapărat ele sunt cele mai actualizate. Deci portalul guvernamental de date, portalul cetățeanului, portalul antreprenorului, noi încercăm să le actualizăm cu regularitate și cred că ar fi surse veridice de informații. Dacă dumneavoastră nu găsiți date așa cum ați făcut referință în alte țări, aici v-am ruga să veniți și să ne ajutați să identificăm acele date de seturi de date de interes primordial. Întrucât nu este fezabil să deschidem toate datele dintr-o singură împușcătură. Ele trebuie deschise, ele pot fi deschise, însă dați-ne cumva niște indicii ca să știm la care date să insistăm în primul rând și care să vină după și așa mai departe. În felul ăsta eu cred că noi vom putea să ne concentrăm eforturile anume pe informațiile pe care sunt utile dumneavoastră și nu altele prin care nu neapărat sunt cele mai solicitate. Anterior am avut un dialog în 2019, am avut un dialog cu jurnaliștii de investigație și nu doar, și toate persoanele interesate. Și am spus că le oferim acces la surse de date. Aici cred că Olga poate să ne dea mai multe informații, însă cu părere de rău n-am mai ajuns să construim împreună un set de date la care jurnaliștii ar putea să aibă acces. Noi și astăzi reiterăm că noi suntem gata să dăm acces la date, inclusiv date mai sensibile, adică nu neapărat inclusiv date cu caracter personal, dacă legea admite acest lucru. Adică așa numitele datele de interes public. Aici mai apare o altă întrebare, cum noi calificăm jurnaliștii, adică există un registru al jurnaliștilor, știm cu exact dăm acces, există cumva o... Dar asta e un alt subiect pe care noi cred că l-am în două, trei sesiuni de lucru, inclusiv implicând Ministerul Justiției, noi l-am soluționat. Important este să avem acest dialog și aceste sugestii și din partea dumneavoastră. Spuneți-ne ce trebuie ce prezintă interes primordial pentru dumneavoastră și noi vom acorda atenție în primul rând acelor surse de date. Absolut. Eu exact asta vroiam să reiterez, acel dialog care noi l-am început atunci în 2019, dar din păcate, din diverse motive obiective și subiective ca de obicei, nu s-a încheiat cu nimic constructiv. Evident că sunt anumite explicații de ce. Au existat anumite bariere de ordin organizatoric, financiar, a existat un proiect de lege care a fost inițiat atunci, dar așa și nu a fost promovat. Proiectul de lege, de fapt, vroia să menajeze, să înlăture acele bariere despre care vorbiți și dumneavoastră că există la moment în accesarea datelor, dar proiectul, din păcate, nu a avansat în Parlament.
Opinia mea este că, de fapt, nu avem nevoie nici de modificări la lege ca să asigurăm accesul la date pentru jurnaliști. Este nevoie doar de un dialog. De ce? Fiindcă accesul la date, organizarea accesului la date fără implicarea consumatorului de date este practic imposibilă. Noi trebuie să stabilim acest dialog, să definim împreună cine va accesa datele, modalitatea în care o va face și pe baza la asta să construim tot ce avem ca și cadru organizatoric, juridic, pentru că tehnologic noi suntem gata. Da? Noi suntem disponibili și pregătiți așa încât jurnaliștii să aibă acces la date în timp real, nu în date publicate, sintetizate, prelucrate, dar acces la date în timp real. Și probabil această soluție ar putea să soluționeze, să ofere noi oportunități de investigare, cercetare jurnalistică pentru dumneavoastră. Dacă mai sunt careva întrebări, vă rog să le adresăm. Da? Precizare, văd că domnul Preașcă a scris că RISE Moldova este operator de date cu caracter personal. Eu mă bucur că noi practic am identificat deja tema primei sesiuni tematice pe care ne propunem să le facem periodice. Și acum vreau să... Ultima întrebare, am înțeles că Dumitru Ciorici mai are o întrebare și încheiem dacă nu mai sunt întrebări online. Dumitru, te rog. Vreau să întreb despre serviciul Empower, pentru că este un serviciu sau bazele lui, structura lui așa cum este creată, este una oportună, foarte bună. Atunci când a fost lansat, existau doar câteva opțiuni de a face împuterniciri online pentru terțe persoane să ridice. Am înțeles că au fost adăugate niște opțiuni noi recent, dar din anumite discuții informale pe care le-am mai avut, eu înțeleg că problema nu a fost la Agenția de Guvernare Electronică, dar rezistența a venit din partea instituțiilor statului care nu prea vor să dea frâile din mâinile lor atunci când vorbim despre delegare. Ce ne puteți spune la acest capitol? Există astăzi o deschidere totală, spre exemplu, pentru a face delegări online pentru anumite servicii mai importante, mai utile pentru cetățeni? Registrul tehnicienilor de reprezentare cu semnătonic, așa cum se numește el oficial, mai bine cunoscut ca Empower, la lansare, într-adevăr, avea doar 3 tipuri de împuterniciri. Astăzi are 25, printre care multe împuterniciri, șterul acestor împuterniciri, cred, vin de la Agenție Servicii Publice. Adică acea agenție care emite și care eliberează peste 80% din toate actele pe care cetățenii sau întreprinderii au nevoie în activitatea lor. Deci, noi suntem conștienți de faptul că nu întotdeauna un nou tip de tehnicieni, el se propagă la fel de ușor sau este la fel de înțeles și adoptat de toată lumea. Atât pe partea de eliberare, ce să de obținere aceste împuternicire, adică eu, de exemplu, iată, dacă aș da dreptul lui Dumitru să acționeze în numele meu la un anumit tip nou de împuternicire. S-ar putea să nu cunosc că este acest nou tip de împuternicire, s-ar putea să nu înțeleg neapărat cum el funcționează și atunci o anumită, un anumit obstacol cognitiv sau informațional, este chiar pe partea consumatorului. Aici ar trebui iarăși la fel să ne împreună într-o campanie de informare cu apariția la oricare nou tip de împuternicire. Pe de altă parte, este partea de consum acestor împuterniciri. Atunci când te duci cu delegația asta, cu împuternicirea creată și semnată perfect legal, așa cum prescrie legea, te duci la o autoritate și nu-ți acceptă
acest document sau să-ți presteze serviciu pe motiv că nu ai venit cu hârtie de la notar sau ceva de felul ăsta, este celălalt obstacol care, pe ansamblu, generează această utilizare, să zic eu așa, mai modestă la mecanismul ăsta de împuternicire. Dar, totodată, noi constatăm unele cazuri unde sunt niște apetituri foarte clare, mai ales sunt niște documente care se eliberează, cum se... mare parte decât cetățenii de peste hotare. Și aici, Registrul Puternicilor a venit să soluționeze problema. Deși, în aceste cazuri, noi mai avem un elementul care înseamnă solicitarea online a servicii peste hotare, obținerea documentului electronic cu autentificarea lui la oficiul consular. În sens că obținut online în țara de țară gazdă, este necesară hârtie, este să fie posibil de autentificat la oficiile consulare. Legea îl admite, îl permite. Deci, reiterez, astăzi avem 25 de tipuri de împuterniciri. Nu sunt doar 3 și multe din aceste împuterniciri, majoritatea, de fapt, sunt de la Agenția de Servicii Publice. Vă rog să... ne ascultă și cei care ne vor asculta și de acum încolo să aibă în vedere și să pentru scenariile pe care știu că le trebuie aceste puternice să le valorifice. Pentru că ne apropiem de sfârșit, eu o să dau o întrebare de perspectivă. Noi avem multe servicii care sunt deja digitalizate. Vă rog să ne spuneți care este agenda Agenției de Guvernare Electronică, ce alte servicii se planifică a fi digitalizate și dacă cumva printre ele este cumva și managementul activității executorilor judecătorești, pentru că eu am impresia că acolo e un bardac foarte mare și dacă eu ca tânăr mi-a fost greu să găsesc toate ițele și procedurile, încurcăturile cu ASP, eu îmi dau seama că unii bătrâni sunt descurajați la un moment dat de toate procedurile complicate și ajung să stea cu sechestre pe bunuri până la decedarea lor. Vă rog să-mi spuneți. Deci, pentru digitalizarea serviciilor, suntem pe final de digitalizare primilor 3 servicii care au trecut procesul de reinginerie, anume eliberarea permisului de conducere, alocația ajutorul de șomaj, determinarea gradului de dizabilitate și capacitate de muncă. Finalizăm, practic, reingineria următorului pachet, care a inclus înregistrarea unităților de drept, atât comerciale, cât și necomerciale, gospodării și deținători de patente. În același pachet au intrat Casei Naționale de Asigurări Sociale, o bună parte din care vor deveni servicii proactive, adică în momentul survenirii condițiilor de eligibilitate, de exemplu, la nașterea copilului, cu dată cu furnizarea datelor în Registrul de Stat a Populației, automat se va porni și procesul de plată a acestor alocații. Sau, de exemplu, când se deplinesc condiții de eligibilitate pentru fără necesitatea de a sta la coadă, cum ne-am pomenit la un moment dat. Încă un pachet de servicii care este în proces de reinginerie, este pachetul de servicii pentru actele de stare civilă. Deci, iarăși, practic, în parte se va simplifica modalitatea de obținere a acestora, recepție automatizat, iarăși dacă vorbim de registrarea nașterii, decesul, în mare parte se va face în baza datelor medicale, plus declararea de naștere în numele copilului. Vom dematerializa în mare parte aceste acte de stare civilă, astfel să fie disponibile din acel cabinet personal, în wallet-ul nostru, să zicem, electronic. Procedurile de back-end din cadrul Agenției de Servicii Publice, ceea ce le va permite poate să mobilizeze resursele mai bine, astfel încât să presteze servicii mai calitative.
cu executorii judecătorești noi am avut o primă intervenție la un moment dat când le-am dat registrurilor imobile ca să facă înscrisurile acolo. Ne dăm seama cum e. Olga, probabil să intervină aici. Mulțumesc, Vlad. Într-adevăr, noi acum că suntem tot în consultări pe planul de acțiune a Guvernului și am avut mai multe discuții, inclusiv cu reprezentanții ai mediului de afaceri, asociații profesionale, subiectul executorilor judecătorești, într-adevăr, s-a ridicat așa destul de în topul problemelor pentru mediul de afaceri, dar și pentru cetățeni. Și asta pentru că faza de executor judecătorești implică deja foarte multe complexități și interacțiuni cu multe entități ale statului. Deci, cu siguranță va trebui să punem pe agenda noastră lucru cu executorii judecătorești și Ministerul Justiției ca să facilităm acest proces. Un prim pas, de fapt un al doilea pas suplimentar de cel care l-a spus Vlad, a fost inițierea discuțiilor pentru a acorda acces la date executorilor judecătorești, așa încât ei să nu mai solicite o parte din documentele care sunt necesare procedurilor de executare, dar și să furnizeze date privind anumite proceduri care le au în executare, fiindcă de foarte multe ori, așa cum ați spus și dumneavoastră, oamenii se trezesc că au aplicate sechestre fără ca să fi fost informați cel puțin despre faptul că este intentată o procedură de executare. Dar cu siguranță este nevoie de mult mai mult decât doar acces la date și informare. Deci urmează să avem această discuție foarte, foarte strânsă cu Ministerul Justiției și Uniunea Executorilor Judecătorești ca să desenăm aceste fluxuri și cu Agenția Servicii Publice și cu băncile din Republica Moldova, dar este un lanț de instituții și entități care sunt implicate în tot acest proces, să creionăm aceste procese, cum decurg ele și să înțelegem cum putem să le optimizăm, să le digitalizăm, fiindcă executorii lucrează cu instrumente informaționale, deci avem capacități pe partea aia și avem deschidere din partea instituțiilor publice și unităților private, băncilor, ca să schimbăm acest proces, cu siguranță vom acționa în această direcție. Mersi. Tatiana, dacă nu mai avem întrebări sau mai sunt? Am impresia că mai dorește cineva să... sau și-a spus deja păsul, domnul Bargan. Dacă mai aveți ceva de adăugat, domnul Bargan? Online. Da, doar un mesaj. Bine, noi vă mulțumim foarte mult pentru participare. Vă dorim în primul rând sănătate. Să aveți siguranța și confortul de a activa așa cum este necesar unei instituții media. Știm cu toții provocările cu care voi vă confruntați. Cunoaștem sacrificiile și eforturile pe care le depuneți pentru a informa publicul. Noi vă suntem recunoscători pentru aceasta și vă suntem alături. După cum spuneam, vom veni în scurt timp cu anunțuri despre ședințe tematice a clubului nostru. Clubul este deschis pentru alți membri. Vă îndemnăm cu acest prilej să invitați și alți participanți, alți colegi de breaslă, pentru că urmează, tocmai începem ceea ce este mai interesant, mai activ și mai captivant. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție și rămânem la legătură. La revedere!